Bine ați venit la Motanelul și Pâletele, să jucăm Dragon Boom sau Dragon Boom sau Boom and Dragon, Boom and Boom. E, da, să vedem, deci avem un dragon probabil, nu? Sau ce-i ăsta? Are și un puiulete mic, vezi puiulete care e și el unul mic? Ia să vezi pe puiuletele mic, acum o să sară de acolo. Loading. Ok, hai să trecem la nivelul 1, am făcut deja antrenamentul, ca să zicem așa, unde m-am învățat. Este că de când am făcut antrenamentul și până acum deja am uitat. da, deci în partea stânga imaginii, dacă tragi cu degetul, te deplasezi. În sus, în jos, în stânga, în dreapta. Așa, dacă faci drag, dacă tragi cu degetul, știi? Și în partea dreapta imaginii, tot așa, tragi cu degetul într-o direcție care vrei tu și atunci trage. Și acum, să împușcăm. Da, ceva dragonițe pot să găsesc pe aici? Împușcă-i pe ăștia! Ce viteză am prins! Am câștigat și bani, puiulete, ce spune tu că... da, sunt bogat acum. Alright, next. Și acum sunt la nivelul 2 sau ceva genul ăsta, pe ăsta nu l-am făcut deloc. Pentru că doar am dat drumul la joc ca să văd cu ce e și cum se controlează. Și n-am văzut decât un piculeț din el, am văzut că e interesant, mi-a plăcut. I-am împușcat pe unii. Uite și pe ăsta, hai, tu-i la ouă! Vreau să zic că sunt astea rotunde și de-aia seamănă cu niște ouă și... De găină! Trage, să mergem înapoi. Că ne-a scăpat unul! Tragem unul ăla, sparge-i față, așa! Cine zicea cu spat fața? Pink Panda, nu? Care între timp s-a numit Little Lia, Little... Și-a tot schimbat numele, nu mai știu. Ha! Oile! Împușcă oaie aici sau ce-or fi alea, că nu știu. Double kill! Double kill! Ok. Hei, nu pe aici, pe jos! Că te uiți, mă, că scot limba, așa mă concentrez eu. Cred că n-am înțeles ce să fac aici. Încerc să zbor sau ce fac? Am zburat. Hei, bă, cufăr sau ce? Cutia, e cutia! Și altceva? Asta a fost? Nice! Acum este nivelul 3 sau la ce nivel? Am mai ținut cineva acum la ce nivel sunt? Nu știu, nu vi se pare că tot timpul joc același nivel? Poate că n-apăs unde trebuie. Nu mi-ai jucat ăsta? Poate trebuia să apăs pe altceva, am apăs pe retry sau pe ce? Am apăsat pe butonul așa la care arată play, adică joacă, nu? Dă-i un pic înapoi, să spargem pe ăsta! Nu știu, am senzația că joc aceeași hartă de fiecare dată. Deși eu apăs acolo pe butonul ăla de play, cum arată săgețica. N-a trebuit practic să treacă la nivelul următor sau? Bă, dar uite, parcă pe aici nu mi-aduc aminte de bucățica asta. Cred că am trecut mă la nivel. Nu sunt prea sigur. Oricum, ce contează, că doar nu, intenția mea nu e să fac jocul în sine, eu vreau doar să vă arăt vouă. Uite mă că e altul, mă. E altul, păi nu că n-am fost aici. N-am dat cu capul de cutie, data asta am făcut așa, zbang. Am tras o țeastă la cutie. Uite, apăs pe play, în dreapta jos. Uite, repeat play este al doilea din dreapta, deci n-am apăsat pe ăla. Probabil că ăla înseamnă să repez nivelul. Eu am apăsat pe butonul cel mai din dreapta jos, unde este un butonaj de ăla de play, știi, de joacă, merge în continuare. Hai, împușcă oile sau ce sunt alea? Parcă nu erau oile. Am împușcat ceva, dar nu știu ce. X2C. I-am zburat ambele ouă, ambele... avea la el niște ouă, că fusese la piață. Astea sunt ce sunt, mă, găini? Nu sunt găini. Sunt niște omuleți. Dacă eu țin telefonul la o jumătate de metru în fața mea, la cât îmi permit mâinile să le întinde de mult. Pentru că dacă îl țin aproape, mă vedeți așa. Și da, am auzit că un vecin de veu, sper că nu se prinde pe filmare. Sau nu suficient de rău încât să fie deranjant. O să mă duc să-l găuresc pe vecinul după ce termin aici, uite, să-i arunc cu niște bile din astea de foc la funduleț. Da. Vecine, am venit să sprăjesc fundulețul, e ok? Și scoate și mașina de găuri, că putem să o folosim și pe aia, filiera altei scări de bloc și nu la noi. Mor pe ăștia care toată ziua dau găuri în pereți. Bă, nene, o să cadă blocurile astea într-o zi. Da. Dacă le mai găuriți mult. Da. Bă, dar lăsați-le naibii în pace! Blocul a fost construit acum 30 de ani sau de când, nu știu. Un timp în urmă. Mă, lasă-l așa cum a fost făcut.
că a avut un motiv pentru care e așa. Înțelegi? Blocul ăla n-a fost făcut, nu e Minecraft aici ca să te apuci să-l modifici și tu cum îți vine ție, îți pare ție când ai bine. Îl lași așa cum e făcut. Nenea! Care dă măgăuri? Ne peste vă stăvă, vezi, nu pai ține, peste vă stăvă, peste vă stăvă. Nu pot să-i suport pe ăștia care dau toată ziua găuri. Ce-or fi găuri, n-am înțeles. Bine, unii spun că ar găuri-o pe măsa, mă, eu știu dacă... Nu știu dacă e adevărat, adică nu m-am dus să întreb. Mă, ce am caftit pe unii, vezi, deja am început să prind experiență. De fapt, știți de ce caftez mai bine pe ăștia acum? Pentru că îmi imaginez că fiecare nește este vecinul ăla care dă găuri. Am mai mult chef acum să omor pe cineva și de-aia. Este foarte important într-un joc să simți pofta de a juca. Bineînțeles că jocul ăsta îmi place, că de-aia și arăt. Dar acum am și mai multă poftă de când îmi imaginez că ăștia sunt vecinii care dau găuri. Muriți, vecinilor! Vreau să zic, ăștia din joc, inamicilor! Inamicilor! Nu, n-am nimic cu vecinii. Păi chiar m-aș bucura să fac cinste cu o colibă dacă o să moară. Toți ăștia cu bormașini. Și cu tot felul de alte lucruri, că mai sunt unii care fac gălăgie cu alte chestii. Mai pune unul câte o manea ca să se audă în tot cartierul. Ce frumos a fost asta. Ok, ați înțeles care a fost ideea. Cred că este suficient cât am filmat până aici. Că, nu știu, bateria mea e pe moarte și mie să nu-i să termine și să pierd și tot ce am filmat până aici. Așa că vă rugăm frumos, adică vă rog frumos că de în filmul ăsta nu participă și purătele care se uită la filmele stupide în loc să participe aici. În sfârșit, vă mulțumesc pentru că v-ați uitat și vă rog frumos să dați un like. Adică te rog frumos, uite, mă adresez fiecare în parte. Te rog frumos, duci tu un like acolo, că e gratis și ușor și nu te costă. Ci te dau un click, e foarte ușor. Și te rog, arată și la alții, trimite și tu pe Facebook, pe Twitter, link-uri la clipul ăsta, la alte clipuri de la noi de pe canal. Să mai vadă lumea, mai câștigăm și un pic de popularitate, mai poate un fan ceva. Mă, ce cu cadou ăsta? E un cadou aici? Uite, vedeți? Vă dau cadou ăsta cine dă click pe like și pe abonare. A, da, și pe abonare. Vă rugăm să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel să vă anunțe. O să arate așa niște linuțe deasupra clopoțelului, vă anunță că... Adică vă arată YouTube că o să ne anunțe, că să vă anunțe când punem clipul noi, pentru că altfel nu vă anunță și e nasol. Deci apăsați și pe clopoțel, vă rugăm. Mulțumim mult. Pa, pa, și acum să vedem ce era asta. Tam, ta, pa, tam, n-am înțeles nimic. Este o chestie portocalie. Cred că arată că ce arunc eu din gură, cum ar fi guma de mestecat când o scuipi și se lovește de pereți, așa, pac, 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 se reflectă și... Asta o fi? În sfârșit. Bye, bye!